Arbitrii adiționali este brigada care va merge în Franța la campionatul european și acum vedem impresionanta coreografie pregătită de fanii dinamoviști. Este o coreografie atât la peluza Cătălin Hâldan cât și la tribuna a doua a Arenei Naționale. O coreografie impresionantă. Bon voyage, Patrick. Drum bun, Patrick. Mai este un mesaj la peluza Cătălin Hâldan. Între viață și moarte este doar un singur pas. Din păcate... Și jos să-i ridicăm cupa spre cer, e tot ce ne-a rămas. Din păcate, acest pas Patrick Ekeng l-a făcut la meciul dintre Dinamo și Viitorul. Poza de grup făcută de jucătorii celor două formații. I-am văzut emoționați pe jucătorii ambelor echipe în momentul intonării imnului. E greu să te scuturi de aceste emoții uriașe și să poți juca fotbal. Vedem și un portret uriaș al lui Patrick Ekeng la peluza dinamovistă, într-adevăr senzațională. Galeria lui Dinamo la înălțime, ca de obicei, cea mai frumoasă galerie în momentul de față din România. Așteaptă însă suporterii lui Dinamo și o echipă pe măsura iubirilor, pe măsura valorilor, o echipă